Din când, din când, așa, am realizat totuși biserica aceasta și mă uiteam că, după aceea, nu să stau rău. Vedeam că la mijloc, când am fost aici în 2009 și în 2008, cu fraternelul Bala. Și era cam liber. Eu cam am avut la vreme văzut pe aici, era cam plin peste tot. Și am zis, păi, ce să stau? Veneam când o să am loc, dar poate totuși este loc. Este unde mult avem, dacă să plecați, frații, că mai venit și noi, dar dacă cu toți avem loc. Acum, ce mai important este că în cer o să avem toți locuri. Domnul are atâta loc pentru noi acolo și la El nu o să fie problemă, că o să fie prea vulnerabil, biserica o să fie prea mică, hai să cumpărăm alta, hai să facem alta. Poate că știți cum se întâmplă, se întâmplă că mai nu vreau fraților de alții, muzica voastră, nu vreau, dar se întâmplă treaba asta. Știți cum e, parcă nu le place să fie a mea aproape și mai clar, un pic să am loc, o să mă duc mai în față, să ajung. Deci, nu trebuie să fim vreodată în această dimineață ca să ne expun și suror și aș vrea să nu vă răpesc timpul. Chiar m-am bucurat și mă bucur, aici sunt frate predicat, eu nu sunt un predicat, nu pot să spun. Chiar dacă de copil umplu pe la un bon, și dacă eu nu îndemn și câte un sfat, dar spun și că vreau să slujesc Domnului și am și o slujire în biserică, dar pot să spun că nu sunt predicator, deși ar fi normal să fim predicator cu toții în măsura darului care avem și cred că totuși fiecăruia nu ne este rușine de Domnul Iisus Hristos. Nu ne este rușine. Putem să-L mărturisim chiar dacă mai cu greu, mai stângaci, mai fără vorbe așa de aranjate, putem să-L mărturisim pe Domnul fiecare, în orice loc subilor. Nu ne poate fi rușine de Domnul Iisus Hristos pentru că El ne-a mântuit. Și El nu s-a rușinat de noi, când noi eram păcătoși, când eram răi, când noi eram pierduți, când de fapt nu meritam. Și o să uite Domnul la noi, că n-aveam de ce, nu? Eram răi, ignoram pe Domnul, eram împotriva Lui. Atunci Domnul ne-a călcat, ne-a luat, a murit în locul nostru, a plătit datoria noastră. Și acum noi cu bucurie, cu dragoste, Îl mărturisim și spunem, Hristos este Mântuitorul meu, este Domnul meu, a murit pentru mine, a plătit datoria mea. Eram dator vândut, trebuia să vândă totul, să pierd cu totul, să fiu distrus de partea Domnului. Dar Domnul a zis, uite-ți iert toată datoria ta, mult aia de 25.000 de galbeni, ți-o iert, pentru că te iubesc. Te-am căutat din ceruri, de acolo am venit pământul acesta ca să moară locul tău. Și cum să ne fie o rușine de Domnul Iisus Hristos? Cum să nu mărturisim pe Domnul? Cum să nu spunem lumii întregi ce bun e Dumnezeu? Amin. Și nu este altul ca El. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Gloria Lui. Asta avem cuvinte frumoase, cuvinte minunate din cuvântul Domnului. Cuvinte deosebite. Scumpii noștri, acum, depinde cât de mult dorim. Domnul are îndecătările astăzi. Cuvinte prin cântări, cuvinte prin rugăciune, cuvinte prin mărturisire, cuvinte prin predicarea cuvântului, cuvinte minunate care ne învață, ne îndeamnă. Acum depinde de noi, scumpii noștri, cât de mult dorim, cât de mult apreciem, cât de mult suntem doritori pentru cuvântul Domnului. Știm că noroadele, atunci când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ,
îl urmau, pentru că sorbeau cuvântul de pe bursele Domnului Iisus Hristos. E minunat, e minunat. Dar noi, în această zi, să putem să vedem că, dincolo de frații noștri care ne predică, dincolo de frații noștri care ne cântă o cântare de laudă și individual, și orchestră, sau afară, sau în grup, sau cineva, dincolo de toate acestea, să putem vedea pe Domnul Sfântul. Să nu rămânem să-i uităm la hatul de ghiță de la sâmbătenina, că el e un om, are greșeli, are situații care... Să ne uităm dincolo. Și când îl vom vedea pe Domnul, când vedea că Domnul vorbește prin frați, prin fratele păstor, prin fratele ceilalți de aici, atunci ne vom bucura, vom primi cuvântul, vom fi hrăniți și vom pleca acasă, la familia noastră, la munca noastră, în viața noastră de zi cu zi, vom pleca plini de bucurie și satisfăcuți și împliniți și încurajați și întăriți și vom putea să luăm pe Domnul mai de aproape, mai de aproape, pentru că într-o zi Domnul Iisus a spus că se va întoarce, să vină, să ne ia, să vină cu El în ceruri. Și a fost spunea Domnul că va trebui să avem haina curată, haina spălată, să fim vrednici, să putem intra în cetatea sfântă, să putem să fim cu Domnul la masă, să putem să fim la pomul vieții. De aceea este atât de important că noi suntem astăzi și fiecare dată, la fiecare întâlnire, să ne bucurăm de cuvântul Sfânt al Domnului. Aș vrea să vă duc așa un cuvânt, pe noi cuvântul acesta despre lumină, despre umblarea cu Domnul și despre lucrări frumoase. Un cuvânt de la de inimă și am ajuns la împlinit cuvântul acesta pentru mine personal și l-am predicat și în altă parte, un cuvânt din Hagai. Un cuvânt... Eu cred că de actualitate. Un cuvânt de actualitate. Ca să nu vă țin prea mult, în acest cuvânt al Domnului, în cartea lui Hagai, știm că Hagai a fost un proroc care a prorocit în vremea când Israel s-a reîntors din Babilon, din robia babiloneană. Acolo a prorocit el la evrei care s-au întors din robia babiloneană. Acum, ce aș vrea să scot în evidență? Câteva cuvinte, un pic mai lung, dar nu mai vreau să vă țin de mult. Și cred că ne poate vorbi și nouă Sfântul nostru și în mod de la Sfântul la Montreal, de nouă de la Sfântul, la fiecare. Ce s-a întâmplat cu poporul acesta? Cu evreii? Ei au fost în 70 de ani, am trebuit că Domnul prin cuvântul lui, potrivit cu prorocia, potrivit cu cuvântul care Domnul a dat prin Ieremia, a spus după 70 de ani, poporul se va întoarce și s-a întors, da? Nu are de mult. Mulți au rămas încă acolo și probabil că astăzi sunt printre iranieni, printre, eu știu, irachieni, printre cei care sunt din zona aceea. Au rămas acolo. Dar câțiva, câteva zeci de mii, au venit în jur de 30 de mii, mai mult, au fost acolo, au venit în țara Iuda, au venit și cum să facă templu, dar ce se întâmplă? Ca și cu noi. Am început fiecare zi cu casa lui. Am venit de acolo, suntem bine, ne zidim o casă, ne aranjăm, ne punem lucruri la punct, avem copii, avem familie, ca și noi fiecare, nu? Și ce am făcut? S-a întâmplat ceva scumpit noi. S-a întâmplat și cu noi lucrurile astea. Am neglijat casa Domnului. Dar nu casa asta, ca ziduri, se va întâmpla noi să o neglijăm. Eu am neglijat casa Domnului. În sensul templului și în sensul zidului care trebuia să înconjoare cetatea Ierusalimului. Pentru noi scumpii noștri se poate întâmpla, ca numai acum în vremea aceasta, noi suntem bine și voi aici, sunt dumneavoastră, așa v-am spus, în Canada, e mâncare, e îmbrăcăminte, e condiții bune, e mulțumit Domnului și e o binecuvântare a Domnului lucrul acesta, e o mare binecuvântare, dar scumpii noștri, nu cumva în situația aceasta nu să ne grijăm casa lui Dumnezeu. Am auzit, de exemplu, o vorbă care spune, am treabă cu ceilalți, e problema lui fiecare, e treaba lui fiecare, e situația lui fiecare, ce treabă am vrut, am vrut cu nimeni. Este o problemă spirituală. Noi care suntem o biserică, un popor, copiii Domnului, noi trebuie să fim interesați de ceilalți.
Domnul îi mustra pe evrei și spunea, fiecare umblă pentru casa lui, dar casa mea stă neîngrijită. Gândiți-vă, frații mei scumpi și surori, cum stă casa Domnului? Nu neapărat zidurile, aici am trebuit mai mulți, mai puțini. Ne mai, pe de altă, am văzut că ați pus și scaune aici pe mijloc, când a fost botez sau altă, și v-ați făcut ca să fiți împreună. Frumos! Dar legătura noastră ca frați, cum stă? Ne mai interesează de ceilalți. Că se întâmplă. O, cine mai are o problemă, o situație, o, altul mai vine, mai nu vine. Ne tot una că cineva vine sau nu vine la biserică. Ne simțim bine și fără ceilalți, oare? Dacă cineva, nu cred că e, dar s-a simțit bine fără ceilalți, ca și cum te-ai simțit bine fără familia ta, fără copiii tăi. Cum spunem, mai am eu acum, mai bun, mai nu așa bun, mai, eu știu, mai meritos, mai cu probleme, spui copilul meu, fata mea, băiatul meu, așa e. Dacă și noi, frații mei spune și sunor, trebuie să fim interesați cu mintea alții. Evreii au început să dea după casele lor. Domnule, eu nu sunt de casă, mă fac treaba. Domnul cu alubii, cu templul, cu zidurile, nu? Dar a fost bine. Și Domnul a fost deranjat. Și aici sunt cuvinte că Domnul spune că îi mustră și chiar Domnul spune că le ia binecuvântare dacă ei nu sunt interesați de casa Domnului. Îi mustră pentru lucrul acesta. Se poate întâmpla și la noi. Și mă repet lucrul acesta și repet. Trebuie să fim cu dragoste, cu bucurie și cu dorință sfântă pentru frații voștri. Și trebuie să fim interesați. Nu de felul cum, eu știu, cineva să te spune, de ce are oare așa de mult sau de ce nu are aia, ci starea spirituală. De ce fratele parcă nu l-am văzut la mine? De ce nu mai are dorința aceea de a lăuda pe Domnul? Dorința aceea de a-L mărturisi pe Domnul, dorința de a se ruga așa când a lauzit Domnului. De ce poate, frate, nu mi-ar dori să vină la cina Domnului, să fie cu frații împreună, să fie la părtășie? Trebuie să fim doritos cu Domnul, pentru casa Lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, și casa Lui, cine este? Suntem noi, scumpii noștri, noi frații de aici. Unii o slujă, unii cu alta, unii mai importanți, alții nu așa importanți, dar nu e important care. Toți suntem copiii Domnului, indiferent că suntem, adică, într-o plăță sau altul. Dar trebuie să fim doritori și interesați pentru scumpii noștri frați, pentru Biserica Lui Dumnezeu, pentru legătura aceea frățească, pentru iubirea aceea care într-o zi ne va strânge. Dacă noi vom fi risipiți și fiecare cu ale Lui, ce va face Domnul? Cum o să ne ia la cerul scumpii noștri? Cum ne va lua pe noi împreună? Pentru că noi, ca și biserică, trebuie să fim, cum spune cuvântul, trupul Domnului Iisus Hristos. Păi cum în trup? E tot una că îi tăia la dele sau nu tăia? E tot una că are un mădular sau nu are? Supere! Dacă s-a întâmplat să fie bolnav un mădular, nu e tot trupul bolnav, nu? Dacă te-ai lovit la picior, nu tot trupul e lovit. Când e lovit piciorul, dar suferă tot trupul, și capul, și mâinile, și ochii, și toate suferă, pentru că nu-i ceva la loc, nu-i ceva bine, nu-i ceva în regulă. Cu atât mai mult Biserica Domnului Scumpii. Pentru că trebuie să vin la cuvântul din ziua de astăzi. Domnul ne-a binecuvântat și la Biserica noi să fim lumină. Ce-a spus Domnul Iisus Hristos? Voi sunteți lumina lumii! Biserica este lumina lumii. Și spune Apostolul Pavel, biserica care este stâlpul și temelia adevărului. Aici trebuie să fie lumina. Aici trebuie să fie adevărul. Dacă aici nu este lumină, ce-a spus Domnul Iisus Hristos? Dacă voi care trebuie să fiți lumină, dacă noi, deci, nu suntem în lumină, păi mai încolo nu putem ajuta. Dar avem cum. Dacă aici unde e sursa luminii, dacă aici unde este Dumnezeu, unde este Domnul Iisus Hristos, care este lumina adevărată, care s-a coborât din cerul să lumineze pe orice om, dacă aici nu e lumină, mai încunare cum să fie. De aceea trebuie să fie aici lumină, aici unitate, aici părtășie, aici dragoste, aici iubirea cea sfântă, ca apoi să pornească înspre ceilalți oameni, înspre vecinii noștri, înspre colegii noștri, înspre cu naționale noastre, aici, dumneavoastră, în canală, nu
noi, în România, fiecare trebuie să fim în România sfârșit noapte. E atât de important de lucrarea aceasta. E atât de importantă biserica și lucrarea bisericii. Nu a zidurilor. Lor. Sunt importante. Și trebuie să ai un loc unde și trebuie să-l întrețin. Și este casa Domnului. Important, dar și aceea. Simțul acesta, unitatea aceea care să ne pese unii de alții, să fim doritori unii pentru alții, de aceea, din dragoste, avem să ne putem să ne spunem, fratele meu, sora mea scumpă, nu bine, nu bine situația ta, nu bine vorbirea ta, nu bine comportarea ta, nu bine atitudinea pe care ai, nu bună, dar din dragoste, din iubire, din sinceritate, pentru că, într-o zi, Domnul va lua numai pe cei care sunt ai Lui. Numai pe cei care poate vădă sunt ai Lui. Nu pe toți neapărat. Nu toți spune cuvântul care spun Doamne, Doamne. Așa se întâmplă. O, zice, Doamne, Doamne, și voi face ce poate, face ce dorește. Scumpă-mi, profesorul. V-am spus cuvintele acestea. Ar fi mai multe, nu vreau să le spun mai multe. Suficiente pentru ziua aceasta și nu vreau să vă spun drept, pentru că știm. Problema ar fi să căutăm să facem. Ceva ar fi minunat că atunci când plecăm acasă de la adunare, să mai ne amintim ce ne-a vorbit Domnul și să considerăm că ne-a vorbit Dumnezeu. E mare lucru sublimat. În multe ori rămânem cu alte lucruri, cu alte lucruri, cu alte priviri și nu ni se pare că ne-a vorbit Domnul. Domnul ne-a vorbit. Chiar dacă ne-a vorbit direct poporului, ne-a vorbit prin Moise. Domnul a spus prin Moise cuvintele care se spună. Domnul spune astăzi robilor săi cuvintele care se direct transmită nouă. E atât de important, scumpii noștri, de atâtea ori m-am regăsit în cuvântul fraților. Și am bătut cu gândul acesta și de acasă, de ori părere, Doamne, aș dori să pot să mă bucur de frații mei scumpi care le văd în adunare și de frații prin care, Doamne, vrei să îmi vorbești în ziua de astăzi. Deși de multe ori trebuie să fiu acolo față, trebuie să pun față, trebuie să... Dar doresc, pentru că aș vrea să fiu cu sinceritate, să pot primi cuvântul Sfânt al Domnului. E atât de important când primim lucrurile așa și Dumnezeu ne vorbește, scumpii noștri, ne vorbește, dar noi să luăm seama. Pentru că Domnul nu va tot vorbi. Vine o vreme când El vorbește. Și atunci e atât de greu. Ce greu a avut în Saul. Atunci când Dumnezeu nu a mai vorbit. Atunci când Dumnezeu a tăcut, El a întrebat, a zis, Doamne, se întâmplă ceva, e o luptă, e o război, am o problemă, vecinii, și Doamne, și Domnul a tăcut. Ce greu să tacă Dumnezeu. Ce greu a fost între evrei acolo, în Babilon, când și-au pus harpele acolo în cui să stea. Și ziceau ceilalți, dar cântați-ne, să ne distrăm. Eu zic, Doamne, nu cântăm cântări să vă distrați voi. Noi cântăm cântări ca să lăudăm pe Dumnezeu cel viu. Dar parcă suntem departe de templu. Doamne, mai Dumnezeu nu mai auzim. Așa se întâmplă. Deci, scumpii noștri, astăzi să prețuim pe Domnul, să prețuim biserica, fraților și scumpi, să căutăm să fim unitate și în dragoste. Ca în ziua aceea, în unitate sfântă, Dumnezeu să ne ridice la cer, scumpii noștri. Nu vezi foștii din Canada, nici noi în România, nici lumea aceasta. Noi vrem să foștii în cerul, împreună cu Domnul nostru. Amin. Cu cel care ne-a iubit și căruia nu i-a fost rușine de noi, ci ne-a căutat așa cum eram, păcătoși și răi. De aceea, scumpii noștri, să reprezentăm cu cinste, să umblăm în lumină, să trăim în lumină și ca biserica Lui să căutăm unitatea. Și spune fraților, fratele meu, sora mea, n-ai fost la biserică, nu ne-am simțit bine fără tine, parcă n-a fost biserica completă, că n-ai fost și tu acolo, chiar dacă nu trebuie să faci ceva, să fii acolo, să te pot vedea, să mă pot uita în ochii tăi, să te pot privi, să mă pot bucura că ești împreună cu noi în casă Domnului. Domnul să fie cu noi, scumpii noștri. Vă doresc binecuvântarea Dumnezeu. Domnul să dorească binecuvântarea bisericii, fraților, păstorului nostru, biserică, conducerii, și tuturor, Domnul să crească biruința și biserica, Domnul să fie o biserică vie, o biserică care este așteptă de Domnul și toți împreună să ne bucurăm de Harul Dumnezeu. Domnul să fie cu noi. Amin.